la balon. Cred că Momcilovic va încerca să tragă direct spre poartă sau Mihai Răduț. O discuție acolo cu centralul Robert Dumitru. Răduț reclamă distanța prea mică față de zidul Giurgiu Venilor. Răduț nu știe nici el de când n-a mai marcat în Liga 1. Ieșea Elan, lovitură liberă și din nou bară. A treia sau a patra bară? A treia bară pe care o au cei de la Panduri a fost cea a lui Roman, apoi Nistor și acum Răduț. Ocazii cât pentru 2-3 meciuri pe care le-au avut Panduri, execuție superbă și transversală.